Hei, salut și bine ați revenit pe canal! Mă aflu la poligonul Z Gun Club Deva, din județul Hunedoara, de pe malul drept al Mureșului, de pe partea de vis-a-vis de Deva. Bun. Și așa cum v-am postat și pe Facebook, și pe Instagram, și pe YouTube, și pe TikTok, parte și pe TikTok, astăzi, la poligon, vom testa să vedem dacă o insignă de poliție are proprietăți antiglonț. Deci, o insignă de poliție poate opri glonțul. Și ce am aici este o insignă de poliție marca Sindicat SmartPol. Și cu ocazia asta le mulțumesc băieților foarte mult pentru cele 10 insigne pe care mi le-au trimis pentru teste. Ele sunt metalice, nu știu din ce material sunt confecționate, dar uitați, au și serie unică, broad header, pe ele. Focusează? Hai că a focusat. Bun. Ok. Știu că mulți o să spuneți, bă, dar nu e insigna aia pe care o poate folosi în piept. Da, știu că nu este, dar să nu imaginăm următorul lucru. Bă, ai o insignă de asta în parbrizul mașinii, asta e de aia de parbriz, știi? Și vine un nebun, scoate arma la tine, știi, și trage. Nu stă să ia de ochire și trage, bum, trage instinctiv și te lovește. Glonțul lovește fix în insignă. Știi? Și asta fiind în dreptul parprizului, corpul tău e aproape de parpriz, ați prins ideea. Hai să aflăm dacă o astfel de insignă este antiglonț, dacă poate opri un glonț, îți poate salva viața. Și prima dată vom trage cu cel mai mic calibru letal, adică 22 LR. Ăsta. Da? Da, o să vă întrebați, domne, ce șanse sunt să tragă cineva cu 22 LR în tine, pe stradă, pentru că sunt interes la deține, pe apărare, pe conșești, nu știu cum. De acord cu voi. Totuși, nu se știe niciodată. Și fiind cel mai mic calibru disponibil în poligon, vom trage cu el. Am armat. Vă spun de la început, cred că este singurul calibru care are șanse să nu penetreze. Pentru că metalul pare unul destul de moale. Aia e posibil să mă înșel. Eu zic atent. O, da, pentru că am... uite, insignă. Am lovit-o sus, mă. Da. Din păcate am lovit sus. Și da, e ce lumina mai bună. Am lovit sus, uite aici. Vedeți? Și aici pe partea asta, na, că e piele. Și s-a dezlipit insigna. Nu știu dacă pot să o fac să stea. Mai trag o dată. A tras sus. Nu știu ce, a tras sus. Bum, 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 bum. Bă, a tras lângă. Noi nu trage sus. Uite, a tras lângă. Am nimerit-o lângă. Trage sus tare. Încep să cred că e o problemă la pistoale în calibru 22. Ia, am luat acum. Ia, văd că e mai greu. Ok. A treia oară trebuie să fie cu noroc. A, mai jos. A trecut. Da. Metalul aici pe partea asta. Așa cum vă spuneam, metalul este unul foarte moale. Cred că e aluminiu. Un aluminiu placat. Da. Și aici a intrat. Aici a ieșit. Așa că 22 LR-ul. În privința calibrului 22 LR m-am înșelat. Așa că a penetrat. Dacă a penetrat o insignă, oare de câte insigne e nevoie ca să oprească în 22 LR? Cu siguranță de mai mult decât una. Trece și la 9 mm. Hai, vă fac următoarea chestie. Trece la 9 mm și în funcție de ce vor spune băieții de la SmartPol, cu siguranță vor vrea și ei o insignă marca broadheader găurită de broadheader la poligon, e posibil să organizez un giveaway
la 100.000 de abonați pe canal. Și la acel giveaway vă voi oferi o insignă cu sigla mea, cu Brad Header, da, o insignă de la SmartCall găurită în poligon, trasă în poligon. Va trebui să să vorbesc cu băieți să văd dacă sunt de acord. Hai să încercăm un 9 mm pe o nouă insignă. 9 mm dintr-un Beretta PX4 Storm. Deci, practic, mă pot considera un polițist. Da? Oare sunt polițist dacă am Beretta PX4 Storm în mână? 9 mm. Cu siguranță va trece, dar sunt curios dacă reușesc să nimeresc insigna fix în centru, ca să aibă un efect cât mai wow. A, nu! A spart-o! Mamă, ce mișto am nimerit-o! Fix în centru, fiți atenți! Ce frumos! Vedeți? Va trebui să găsesc o modalitate să lipesc bucățile astea de metal între ele. Doamne, asta cred că e un... Ori aluminiu, ori antimoniu ceva. Aurite, placate. Da. Frumos. Frumos. Uite, uite ruptura. Mamă, că asta e piele naturală. E bun. E bună. A? Cred că ar trebui să port vreo 30 de insigne ca să opresc cu 9 mm. Da, e bun. Avem urme de 9 mm. Mamă, și a rupt-o pe asta, bă, băiat. A rupt-o în 3. Trecem la următoarea insignă? Sau următoarea L? Hai să trecem la următoarea L. Să pun mai multe, să încerc să pun mai multe, să văd dacă le opresc asta. Din totalul de 10 insigne pe care băieții de la SmartPol mi le-au trimis, am bubuit 2 și am mai rămas cu 8. Așa că am zis, ca să nu avem în vedere că nici măcar 22 de reu nu oprește, hai să trec un pic la nivelul următor și le-am lipit pe celelalte 8 bucăți. Și hai să vedem prin câte insigne de poliție SmartCall trece un 9 mm. Și dacă 8 insigne sunt suficiente pentru a opri un 9 mm. Așa că nu ne rămâne decât să aflăm. Acum, dragi copii, ce vedeți aici este știință pură. Pentru că una învățați în teorie și alta învățați în practică, la poligon. Așa că atunci când veți crește mari și vreți să aflați din practică, vă recomand să veniți la poligon. Iar dacă sunteți din Hunedoara, veniți la poligonul Z Gun Club Deva. Ok, 9 mm, 8 insigne. Încă o dată, Beretta PX4 Storm. Dacă pistolul poliției române, mai nou. Așa. Bă, având vedere că n-au sărit foarte mult. Da. Deci s-au oprit 1, 2, 3 insigne. Și avem o penetrare, am să dau cutia asta la o parte. Deci, am tras dreapta sus, vedeți? Și a deviat, mai mult ca sigur, de aia s-a oprit glonțul aici, a penetrat a treia insignă, da? Și s-a dus aici, deci a avut o deviere. Nu e bine, trebuie luată trajă, neapărat. Wow, asta fix în centru. Deci cum? Uite glonțul. Frici. Băi, ești prost la cap. Fii atent. Deci 8 insigne prinse, da? Una de cealaltă au oprit un glonț de 9 mm. Da, deci practic el este... Hai să spunem că... Deci uite glonțul. Îl vedeți? Uite. Uite glonțul aici. Fantastic. Deci nu-mi vine să cred. Deci s-a oprit în prima insignă. Wow. Deci iată, ca să oprești un glonț de 9 mm cu niște
insigne de poliție de la smartphone, ai nevoie de mai multe insigne, 5, 6, 7, 8, prinse foarte bine strâns unele de altele și le pui în parbriz. Nu știu cum vor sta, dar ceva de genul că la pieptă și nu buzunar. Și atunci când un răufăcător trage în tine cu 9 mm, 9-19, da, full metal jacket, am vrut să precizez de la început, ele vor, dacă te nimerește și în metal, ele vor opri glasul. Bă, deci, bă, mi se pare ceva fantastic. Wow! Îmi pare rău, știi că nu e o bucată compactă de metal, știi? Ca să s-au desprins. Am să văd cum reușesc să le lipesc. Și foarte tare. Mi-a rămas în sine acela. Le bubui și pare, nu? Ultimele 5 insigne supraviețuitoare măcelului balistic vor fi supuse și ele, să vedem. Deci repetăm tragerea, că mi s-a părut ceva miroase a pește acolo. Am zis că... Au sărit bucăți. Au sărit bucăți. Bă, l-au oprit și pe ăsta. Băi, fii atent, mă. Fii atent. Foarte tare. Ce insigna era aici. Era o plăcuță. A sărit și aia. Deci uite, mă, așa. Hai la lumină. Și uite-te, mă. Fantastic. Deci asta se întâmplă în momentul în care... Asta e rezultatul obținut în momentul în care... Uite că se și desfac astea. În momentul în care lipiți insignele unele de altele. Da? Da, focus. Deci, se pare că mai multe insigne de poliție, de astea de pus în geam, de la Smartpol, probabil că și de la alte sindicate, dacă vor fi binevoitoare să-mi trimită să le testez, lipite unele peste altele pot opri un glonț. Dar acum rămâne întrebarea dacă o insignă de aia de pus în piept, adevărată de poliție, ce primește un polițist la muncă, dacă aia poate opri ceva. Și mai am o curiozitate. Insignele IPA pot opri glonțul. Pentru că cele de la Smartpol singure nu, dar la oaltă, în comun, da, pot. Așa că IPA și Poliția Română, dacă vreți să-mi trimiteți insigne fără serie sau dacă vreți să puneți o serie specială, broadheader, cum au trimis băieții la Smartpol, să le testez în poligon, pentru informarea tuturor polițiști, tuturor întregului persoanei mei, eu sunt bine dispus să merg la poligon și să fac aceste teste balistice pentru voi. De aici, de la poligonul Z Gun Club Deva din Hunedoara, eu am fost broadheader și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc Smartpol pentru insigne, mulțumesc Alin de la poligonul Z Gun Club Deva pentru primire. Și mai am o chestie mișto pe care urmează să o filmez. Rămâneți pe canal. Ciao! Let's go.